Bună ziua și bine ați venit astăzi, într-o zi de sărbătoare a comunei noastre. Zilele comunei Mănăstirea Cașin. Zile mult așteptate de noi mănăstirenii. Suntem la a doua ediție anul acesta și dacă anul trecut probabil că am mai greșit pe aici pe acolo, ne cerem iertare dacă am supărat pe cineva sau nu, dar credem că de la an la altul ne putem în așa fel perfecționa cât să ajungem la niște evenimente de care să ne mândrim cu toții. Astăzi avem ca temă personalități istorice pe plaiuri mănăstirene. Dragi mănăstireni, sunt emoționat astăzi să vă văd aici. Și sunt foarte fericită că am reușit să ajungem astăzi în 2023 și pot să spun cu mândrie că multe din obiectivele pe care eu ca primar le-am avut sunt aproape toate îndeplinite. În faze incipiente sau în faze chiar avansate. Aș vrea să pot să spun că puteți, că eu pot în 2024 să vin în poarta dumneavoastră și să spun cu mâna pe suflet că suntem mândri de ce am realizat în 2024. Ideea e că astăzi noi trebuie să ne sărbătorim trecutul. Trecutul care este destul de glorios pe plaiurile mănăstirene. Avem aici lângă noi oameni care pot vorbi despre istoria comunei Mănăstirea Cașin. Avem din partea prefecturii pe domnul subprefect Jitaru Narcis, pe domnul subprefect Lupu Gabriel. Din partea Asociației Veteranilor de Război, domnul general Florea, care vă mulțumim de suflet că ați reușit să ajungem. Împreună cu domnul vizitiu George, secretarul Asociației Veteranilor de Război. Și dragii noștri părinți, parohi ai comunei Mănăstirea Cașin. Părintele protocolului Marcu Ioan și părintele parohi Dan Miloi. Abia după, apoi va veni și domnul și preotul Neicu Andrei Silviu. Domnul Constantin Rusanovski, care este un om de bine al comunei noastre și un însuflețit patriot legat mai mult de partea Basarabiei. N-am greșit de asta dată, n-am mai spus Republica Moldova. Și ca să facem o paralelă între cei, să zic, cu ani mai mulți, și între tineret, avem în rândul nostru un suflu tânăr, un geniu al istoriei, ca să numesc așa, este Victor Plutașu, care veți fi uimiți, ce tânăr. Putem să spunem că, într-adevăr, noi nu avem cum să murim când vedem copii așa pasionați de ceea ce ar trebui cât mai multă lume pasionați de istoria poporului nostru. Și la sfârșit, dar nu în ultimul rând, aș vrea să știți că nu în ultimul rând, copiii școlii generale, gimnaziale Regina Maria, împreună cu doamna director Iordache Felicea și cu doamna Alisa Moral, ne vor prezenta alături de copiii școlii cărora le mulțumesc că este vacanță și au făcut un efort de a veni astăzi să ne încânte una cu portul popular și doi cu ceea ce au pregătit ca surpriză pentru dumneavoastră. Invit pe domnul subprefect Jitaru să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, dragi mănăstireni, stimate doamnă primar,
Aveți niște emoții de nu știu cum să le traducem. Sperăm să vă ajutăm să treceți peste ele. Stimate și prea cerce părinte protocol Bărtoanu, domnule general, este o zi deosebită pentru mănăstirea Cașiu, pentru că sărbătoarea unei comunități e ca sărbătoarea unei familii. Când se adună cu mic cu mare, pregătesc bunătăți, aduc cel mai bun vin, cea mai bună țuică și la urmă se stă și se petrece. Și bineînțeles, când petreci, când stai de vorbă unul cu altul, ți-aduce aminte și de cele noi și de cele vechi. Astăzi vorbim, din câte am înțeles de la doamna primar și știm programul, vorbim și despre ce este vechi, ce este și prezent, dar vorbim și despre viitor. Iată că programul pregătit de dânsa și de echipa primăriei pe care o conduce cu atâta mândrie și cu un real folos pentru dumneavoastră, la a doua ediție, după câte spunea, cu mari emoții, urmează să ne pregătească mari surprize. Când vorbim despre trecut, nu pot decât să-mi amintesc din atâtea sărbători de comune, de orașe la care am participat, toți primari, toate autoritățile locale, alături de preoții satului sau ale orașelor, încearcă să vorbească despre ce e mai sfânt într-o comună. Și Sfinții sunt printre noi, sunt oameni. Cu bune, cu mai puțin bune, cu sănătate, cu mai puțină sănătate. Și văzând puțin chipurile oamenilor care au venit astăzi la eveniment, ne dăm seama că Sfințenia nu are nici vârstă. Și o să vedem de ce puțin mai târziu. Simpozionul pregătit de doamna primar astăzi va scoate în evidență faptul că fiecare dintre noi avem o personalitate aparte și ne-am lăsat amprenta acolo unde locuim. Și astăzi vorbim despre mănăstirea Cașiu. Și sunt și eu curios să aflu ce personalități sunt în această frumoasă comună și mai bine zis să aflăm ce au făcut pentru frumoasa comună. Și cu siguranță au făcut foarte multe. Au construit această comună. Au dat oameni importanți, nu numai pentru ea, ci și pentru tot județul, poate pentru întreaga țară. Și ca să-i treacă emoțiile doamnei primar, vreau să-i spun un singur lucru. Și trebuie să scoatem în evidență. În județul Bacău sunt 3 primari femei. Din 3 primari femei, avem și pe doamna primar. Atât cât cunosc primarii din județul Bacău și îi cunosc aproape pe toți, indiferent de culoare politică, trebuie să vă spun că cel mai curajos primar, cel mai mândru primar de comunitate, este doamna primar Ena. Iar concluzia, puteți să vă dați seama singur de acest lucru, văzând emoțiile sale. Nu este falsă. Își dorește ca acest eveniment și tot ceea ce se întâmplă în mănăstirea Cașii să fie autentic, să fie pentru dumneavoastră. Așa că să o mai aplaudăm o dată, să-i treacă emoțiile. Iar dacă vedem că mai trebuie puțin clasic, domnul viceprimar, că e mai tânăr așa ca mine, să mai tragă puțin și să-i spună, doamnă, totul va fi bine. Felicitări și vă doresc că reușite în continuare. Avem printre noi pe veteranul de război, ultimul veteran în viață, este domnul Ioniță Neculai, dar pentru care domnul general și-a pregătit o temă foarte frumoasă. Veteranii de război, eroii vii ai neamului românesc. Vă ascultăm. Mulțumesc. Doamnă primar, domnilor suprefecți, practicienici părinți, dragi cetățeni ai comunei Mănăstirea Cașiu, sau dragi mănăstireni, cum am văzut că mi s-a spus. Pentru că sunt președintele Asociației Veteranilor de Război pe județul Bacău, am hotărât ca în intervenția mea să vă vorbesc de ceva despre veteranii de război, care, în concepția mea, sunt, așa cum am intitulat și titlul materialului, eroii vii
ai neamului românesc. Pentru că noi avem eroi care au stătut pe câmpul de luptă și n-au mai venit acasă, dar avem eroi care au făcut fapte eroice pe câmpul de luptă și au venit acasă și sunt veteranii noștri de război, așa puțin cum mai sunt. Că Băunescu zicea referințe la părinți, dar se potrivește și lor. Ia priviți-i cum se duc, ia priviți-i cum se sting, lumânări în cui pe cup, parcă plouă, parcă nimic. Dumneavoastră mai aveți unul singur, la nivelul județului Bacău mai sunt 38 de veterani de război. A fost anul când au dispărut cei mai mulți. Cel mai în vârstă are 104 ani și locuiește în orașul Măinești. L-am avansat anul trecut și l-am sărbătorit anul acesta cu mare pompă, cu sprijinul domnului primar de acolo, care ține foarte mult la veteranii de război. Haideți să vă punctez câteva evenimente istorice, că dacă suntem în istorie să spunem și chestiuni concrete despre veteranii de război. Pentru prima dată s-a vorbit de veteranii de război în anul 1902. Era vorba de veteranii de război care au luptat în războiul de independență la 1877. Când România a ieșit, așa cum știți, victorioasă din război, când regele Carol I, spre mândria lui, a fost chemat de marele duce Nicolae, care conducea armata rusească și care era în mare dificultate la Plevda, la Vidin, unde au avut loc următoarele bătălii, și a zis printr-o telegramă lui Carol, vino mai repede, dar nu mai vino, este o chestie de mândrie românească, dacă vreți, că am fost chemați acolo, iar Carol I deja avea tunurile pregătite pe malul Dunării, care au și început să tragă. Și Carol a zis, asta e muzica ce îmi place. Iar după ce s-a terminat războiul, Carol I a ordonat să se topească o țeavă de tun și din ea să se facă coroana regală. Și așa s-a și procedat și astăzi, Casa Regală are în moștenire această coroană făcută de Carol I pe timpul războiului de independență. Și aș mai spune ceva, pentru că suntem din județul Bacău. În războiul de independență noi am avut un oarecare succes. Dar am avut acest succes pentru că marele nostru patriot, Vasile Alexandri, care atunci era ministru de externe în guvernul lui Cuza, s-a dus înainte de război la împăratul Napoleon al III-lea al Franței. Și a plecat de acolo cu promisiunea că vom primi armament și am primit, că vom primi armament greu și am primit, că ofițerii români vor studia la academiile din Franța, la Saint-Cyr și la alte academii și au studiat și studiază și astăzi. Deci Franța, care a fost întotdeauna prietena românilor, ne-a ajutat atunci foarte mult și ulterior o să vă spun că și în primul război mondial ne-a ajutat. Deci noi am câștigat independența, ne-am consolidat statul național român modern, care s-a format din Moldova și țara românească sub domnia lui Cuza, și care, zic foarte mulți, că aici părerele sunt împărțite, nu au mai putut fi continuat de un domnitor românesc cum se dorea. De exemplu, Eminescu ar fi dorit ca unul din cei doi copii al lui Cuza să-i urmeze lui Cuza la tron. Și să avem tot un român. Mai ales că Eminescu era rudă cu Alexandru Ioan Cuza pe linie maternă. Bunica lui Cuza era mătușa bunicii lui Eminescu. Deci, pe linie de sânge, ei erau rude. Nu a fost să fie așa. Eminescu era un patriot, poate să fie un pic exagerat în manifestările lui, își dorea cu ardoare chestiunea asta, n-a fost să fie, dar contextul a fost că mai bine să vină un prinț străin decât un domnitor român, că așa era situația atunci în țară. Și ne mândrim cu regii care au urmat, mai ales cu regina Maria, cu regele Ferdinand, cu Mihai, care au urmat după ei și care au făcut multe pentru țara noastră. Despre războiul de independență se pot spune mult. Eu v-am zis numai niște chestiuni generale, dar haideți să vă spun și o chestie care am pe suflet. La mine în sat, și eu locuiesc în comuna Odobești, există o tabla mare de pământ care se cheamă Costișa. Tatălui Vasile Alexandrii, vedelnicerul Vasile Alexandrii, a avut moșie în satul Alexandria, care e vecin cu Odobești și cunoștea locul. Și fiul lui Vasile Alexandrii, când a scris poeziile Ostașii noștri, volumul de poezii Ostașii noștri, zicea acolo, pe drumul de Costișă ce duce la Vaslui, venea un om cu jale zicând în gândul lui. Mai lungă pare care acum l-a întors acasă și mai departe. Poezia e lungă. Deci poezia o are inspirat Alexandrie din satul meu Odobești, unde există localitatea Costișa, de aia și spune pe drumul de Costișa. După
ce s-a terminat acest eveniment cu stabilirea zilei veteranilor de război prin un alt decret regal în 1902 și asta a fost stabilită pe 29 aprilie și vreau să sărbătorim în fiecare an, în cele două țări române, dar și în Transilvania, a apărut o altă idee măreață, ideea de unire. Și aici am să încerc să vă punctez cum ne-a ajutat pe noi Dumnezeu ca să ne pregătim sau să intensificăm sentimentul de unitate națională și să ne pregătim pentru a face unirea. Și ca să înțelegeți această chestiune, vă spun așa, că Dumnezeu din când în când face câte un dar mare popoarelor. Nouă ne l-a dăruit pe Eminescu. Eminescu, în 1873, a scris poezia Doina. Și în poezia Doina, Eminescu zice așa, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Iată deci că el trasează o axă, est-vest. Și zice el mai la vale, într-o altă strofă, tot în poezia Doina, de la turnul în Dorohoi vin dușmanii în cuvoi și se așează pe la noi. Asta este o a doua axă, sud-nord. Deci est-vest și sud-nord formează o cruce. Această cruce a fost inspirată, dacă vreți, prin suflu, prin cuvântul, prin gândul lui Dumnezeu lui Eminescu, ca să o așeze peste neamul românesc. Aia de cuprindere a neamului românesc, asta era. Nistru, Tisa, turnul Severin și Dorohoi. Așezându-se această cruce peste neamul românesc, avem convingerea că Dumnezeu a fost alături de noi. A fost, sau cum zice noi în popor, Dumnezeu a fost român atunci. Deci, iată cum o poezie a lui Eminescu, care a fost foarte controversată, la început a fost foarte aplaudată, pe urmă a fost contestată, pe timpul comunismului a fost interzisă. Eu mă duceam la Putna și l-ascultam pe părintele de acolo, pe Stares, care parafraza, ca să ne aducem aminte cei care au mai citit poezia, cam ce vrea să zică. El zicea, nu zicea de la Nistru până la Tisa, el zicea de la râu până la râu, curg vagoanele, trec vagoanele cu grâu. Că noi plăteam despăgubiri de război rușilor atunci și părintele de la Mănăstirea Putna avea curajul să o spună în felul acesta. Și bineînțeles că eram încântat de această spusă a părintelui. Iată deci cum sentimentul de unitate națională s-a dezvoltat pe multiple planuri. Eu am vrut să arăt pe acest plan. A venit primul război mondial când, într-adevăr, noi avem țara plină de monumente istorice legate de primul război mondial. Am avut cei mai mulți eroi, am avut cei mai mulți veterani de război din toate războaiele de până atunci. Numai că, în evidență, era doar cel de la 77, cum v-am zis, și cel de la 1914-1918, care a fost primul război mondial. În primul război mondial, vreau să vă spun că am avut multe evenimente, se pot spune multe lucruri. Știți, de Mărăși, Mărășești l-au indus, când generalii nemți și-au dat seama că după 24 de atacuri duse timp de două săptămâni, nu mai au șanse să mai înainteze. Iar Mackenzie, care declarase la București că două săptămâni ne vedem la Iași, a lăsat-o mai moale cu această declarație și a zis că nu se știe meritul ce este a românilor și este cea mai mare bătălie din istorie câștigată de români aici la Mărești, Mărășești și Oituz. Iar noi în Moldova am avut Oituzul care s-a mai numit a treia poartă de fier a Moldovei, unde a fost o rezistență extraordinară, pe Cireșoaia, pe dealul Cireșoaia, pe dealul Coșna și în alte localități, în localitate Oituz. Și probabil că aveți profesori de istorie în sat care au scris monografia comune și știu și despre unele bătălii care au avut loc pe aici. Eu am să vă amintesc o singură chestie care m-a impresionat despre eroii din primul război mondial. Eroii sunt și individuali și colectivi. Pot fi și eroi colectivi. A fost o scenă de luptă. Ieremia Grigorescu, care conducea bătălia de la Mărășești, a rămas în istorie și mai târziu japonezii au luat o sabie pentru meritele lui de atunci, avea o pauză cu soldații din subordine, curățau armamentul, erau spre seară, așa, încetase luptele. Și la un moment dat soldații s-au trezit în față cu 400 de femei îmbrăcate în costume naționale. Soldații au rămas impresionați și instantaneu, așa, într-un semn de respect, s-au adunat în formație.
comandanții lor s-au așezat și ei în dreapta formației. Au venit femeile și au îngenunchiat în fața lor și au început să plângă. Și le-au mulțumit printr-un învățător și un preot care le conducea la întâlnirea cu soldații de pe front. Le-au mulțumit soldaților pentru luptele dârze pe care le-au dus și au câștigat aceste bătălii. Iată deci cum se creează o stare de spirit extraordinară în situații de astea. Ieremia Grigorescu, când a văzut chestiunea asta, nici nu venea să creadă că se poate întâmpla așa ceva. Ce au făcut soldații? S-au așezat și ei în genunchi și au făcut și ei să plângă. Deci un moment, dacă vreți, de românism adevărat, dacă vreți, de emoție extraordinară, de sentimente de patriotism și de respect pentru cei care au luptat. Acum știți cum este cu respectul ăsta pentru cei care au luptat? Este cam așa. Winston Churchill spunea, fostul prim-ministru al Angliei în al doilea război mondial, ca să vă dau un citat despre eroi și eroiști. În momente grele, oamenii se gândesc la Dumnezeu și la soldat. Din păcate, după ce greul trece, pe Dumnezeu îl uităm și pe soldat îl hulim. Așa spunea Winston Churchill. Probabil că n-ar trebui să fie așa, dar din păcate așa se mai întâmplă. Și este magistral citatul lui Churchill cu privire la această chestiune. Cât privește al doilea război mondial, de asemenea avem numeroși eroi, numeroși veterani. Noi am avut în județul Bacău 1600 de veterani, deci foarte mulți veterani au fost din județ. Asta în 1991, când s-a înființat asociația și am luat într-o evidență. Ei, printre acești veterani se află și consăteanul dumneavoastră, care este aici de față și are 98 de ani, și care a citit în fișa lui, m-a mutat în arhive, că a fost într-un regiment de infanterie și neavând vârsta de 20 de ani, nu putea să meargă pe front și a mers să execute lucrări genistice, în situație în care a fost și tatăl meu, de exemplu. Socrul meu a luptat până la Codul Domnului, dar tatăl meu a făcut lucrări genistice cum a făcut și dânsul. Dar le s-a recunoscut calitatea de veteran pentru că toate lucrările făcute au fost în sprijinul războiilor și în sprijinul luptătorilor de pe front. Eu zic că este o chestie de mândrie că avem un asemenea om în mijlocul nostru și este pentru mine o chestie de bucurie să văd că un primar îi acordă titlul de cetățean de onoare, că eu le-aș da o pilă neagră celor dinainte, că puteau să-i acorde mai de mult. Dar bine că i-l-a acordat doamna primar și acum așa este o chestie care trebuie de bucurie. Cu un scurt interviu, așa să zicem, sau cu o scurtă intervenție, care vrea să spune cam așa. Ce facem noi aici, evocând eroi, evocând veterani, evocând comuna noastră cu trecutul istoric, este altceva decât o stare de spirit. Noi creăm o stare de spirit care să fie în favoarea celor care au murit, celor care au luptat sau celor care au luptat și mai trăiesc încă. Din toate teoriile și ale filozofilor și din Biblie, dacă vreți, din cărțile religioase, stările de spirit sunt primordiale componentei materiale, sunt înaintea componentei materiale. Acum o să zic, domnule, avem aici un general de aviație și noi trebuie să-l credem. Nu trebuie să mă credeți. Eu vă aduc trei argumente ca să mă credeți că stările de spirit au primordialitate. Primul argument este din Biblie, în Evanghelia după Ioan zice așa. Mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Păi cuvântul este o componentă spirituală, nu este o componentă materială. Deci, dacă și în Biblie este scrisă chestiunea asta, care e cartea de căpetenie a popoarelor, eu zic că trebuie să credem, nu că au spus filozofii germani, Kant, Schopenhauer și alți filozofi că are primordialitate spiritul. Pentru că spune Biblia. Haideți să dăm și câteva argumente și din scriitorii noștri români. Și eu m-aș opri în primul rând la Lucian Blaga. Care Blaga, știți că a fost un filozof român destul de mare, cu sistem filozofic propriu. A fost poet, dar a fost și teolog. El este absolvent al Facultății de Teologie. A fost absolvent al Facultății de Teologie.
Și în blaga poezia era pe la sămânță pe care toți care te-am la liceu o știm, zice așa: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea. Tainele sunt tainele ortodoxiei la care se referă blaga. Și zice pe flori, pe ochi, pe buze sau morminte. Florile înseamnă frumusețe, ochii înseamnă cunoaștere, buzele înseamnă iubire și mormintele înseamnă moartea. Și apropo de moarte, fac o paranteză să vă spun ceva extraordinar, un lucru pe care nu l-am știut și l-am citit recent. Cea mai mare victorie a omenirii și cea mai mare revoluție pe care a cunoscut omenirea a fost învierea lui Iisus Hristos și înălțarea lui la ceruri. Prin învierea lui Hristos s-a demonstrat că moartea poate fi învinsă și a fost învinsă. Închidem paranteza și trec la următorul argument. Deci asta a zis blaga. Ce a spus Eminescu? Că și el vrea să demonstreze că spiritul este înaintea materiei. Eminescu zice așa: o mamă dulce, mamă din negura de vreme, pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi. Păi negura de vreme este o metaforă extraordinară. Nu este fumul ăsta care vedem noi toamna. Nu este o chestie palpabilă, vizibilă. Negura de vreme. Și zice, pe freamătul de frunze, putea să zică pe poporul de frunze, care e material, dar zice, pe freamătul de frunze, ce frumos sună, la tine tu mă chemi. Și pentru că sunt băcăoan, ca și dumneavoastră de altfel, că suntem din județul Bacău, închei printr-un alt argument al lui Bacovia, care poetul nostru Bacovia spune așa: de atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând, sunt singur și mă duce un gând plăcuințe la custre. Ce metaforă extraordinară, materia plângând. Păi plânsetul materiei este componentă spirituală, el era simbolist, adevărat, dar este o componentă spirituală. Sau mai zice el într-o altă poezie, și cu asta închei: plouă, 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 vreme de beție, și s-a ascuns pustiul, ce melancolie. Cum o fioare s-a ascuns pustiul? Asta este iar o componentă spirituală, nu poate fi o componentă materială. Ascultarea pustiului este ceva pe care ne putem imagina într-un mie și una de feluri. Iată deci, în loc să vă dau evenimente din al doilea război mondial, în loc să vă dau eroi, că ar fi prea mult și nu facem aici neapărat o lecție numai de istorie, am vrut să fac o combinație, asta e concepția mea, v-am încercat să demonstra că spiritul este înaintea materiei. Și considerând că am și reușit să vă creez o stare de spirit asemănătoare, eu închei și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat. Mulțumim, domnul general. Și ca să continuăm în acest rit, dați-mi voie să vă prezint un omagiu pentru veteranul nostru, domnul Ionită. În semn de respect și recunoștință profundă față de veteranii de război care au apărat patria cu onoare și curaj, ajunși la vârsta senectuții, Consiliul Local Mănăstirea Cașem, prin hotărâre de Consiliul Local, v-a acordat titlul de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașem, în calitate de veteran de război și cu, având plutonier ajutant în rezervă și care ați realizat ceea ce ați realizat în cel de-al doilea război, de-al doilea război mondial. Deci domnul Ioniță, care s-a născut în 26 septembrie 1925, a ajuns astăzi la onorabil la vârstă de 97 de ani, 98 de ani va face în toamna aceasta, este înrolat la război în anul 1943 la vârstă de 18 ani, în batalionul 53 fortificații, este lăsat la vatră în 3 iulie 1948, în data de 23 ianuarie 1953. Se căsătorește cu doamna Căciula Urița, având împreună 3 băieți. Sărbătorește anul acesta 70 de ani de căsătorie. Domnule Ioniță, este o cinste pentru noi că vă aflați astăzi aici, în această sală, între mănăstirenii noștri, care sunt convinsă că sunt astăzi mândri că vă avem dintre noi și să vă dea Dumnezeu sănătate. Noi v-am pregătit și o hotărâre de Consiliul Local pe care va da citire doamna secretar. Hotărârea Consiliului Local numărul 57 din 29 a 6-a 2023 privind
acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Mănăstirea Cașin, veteranului de război Ionită Neculai. Consiliul Local hotărăște. Se conferă titlul de cetățean de onoare a Comunei Mănăstirea Cașin, veteranului de război Ionită Neculai. Înmânarea diplomei și a plachetei va avea loc în cadrul simpozionului personalități istorice pe plaiul Mănăsirene, cu ocazia Zilei Comunei Mănăstirea Cașin, în data de 30 iunie 2023. Am început așa exabrupto, aș vrea să salut oficialitățile, domnule prefect, domnule subprefect, mă iertați, domnilor subprefecți, doamna Elena, iubiți credincioși, cetățeni și mai ales domnule prieten și consilier al bisericii noastre, Epitrop fost, dar în sufletul nostru reprezentați o mare valoare, este vorba despre dumneavoastră, Nea Nicula Ioniță, un om cu adevărat al lui Dumnezeu și ziua de astăzi este atât de plină de semnificații încât văzând așa o sonorizare bună, nu știi cum să ascunzi emoțiile, le-am văzut și la doamna primar și vă felicit pentru această sonorizare. Salutăm ucenicii și părinți, pe dumneavoastră, pe toți cei care ne văd, cei care fac parte din mass media comunei noastre și, bineînțeles, credem că este o reușită faptul că Mănăstirea Cașin organizează aceste frumoase zile ale comunei. Am primit de la un prieten, este și academician, eu mă ocup cu această pildă de seară bună, cred că acesta va fi cuvântul din seara aceasta. Este foarte scurt și după aceea voi adăuga ceva pentru eroul colectiv despre care cu siguranță știm că nu putem să nu avem în vedere că sufletul nostru îi aparține. Acest erou colectiv al Mănăstirii Cașin, cred că tot ceea ce reprezintă stare de fapt, adică fiii, nepoții și toți cei care sunt în viață, avem eroul necunoscut, centenarul eroului necunoscut în anul 2023. Știm foarte bine că din cei care au fost aleși un copil orfan, de tată alegea un erou necunoscut și a spus acesta este tatăl meu. S-a întâmplat pe 6 august, atunci când se ridica mauzoleul din Mărășești, și a fost dus la București. Acolo el a spus că acela este tatăl lui. Un copil care nu mai avea tată. Și iată anul 2023 împlinește un centenar în care, iată, și noi avem un singur veteran de război. Cum spunea foarte frumos Părintele Damilui odată, să nu mai avem niciunul. Dar iată că avem un război lângă noi. Biserica, prin vocea Părintelui Patriarh, se roagă necontenit ca noi să avem pace și nu știu dacă a fost ascultată vocea noastră, dar
prin ajutorul lui Dumnezeu am scăpat de pandemie, ne-a rugat să scăpăm și de război, să nu mai avem alți veterani și văduve de război. Ceea ce vedeți că se întâmplă lângă noi. Este nevoie de atâta unitate, este nevoie de și trebuie atâta pace între noi, încât sufletele noastre, la un moment dat, cred că cerul se prăbușește câteodată peste noi, poate peste sufletele noastre, și știm foarte bine că ceea ce facem și ceea ce simțim face parte dintr-un mare, să spunem, tumult al acestei lumi, dar care, la un moment dat, noi îl marcăm prin semne istorice. Așa au făcut acești peste 80.000 de eroi, acest personaj, să spunem, colectiv, care pentru Mănăstirea Cașin, deși Oituzul ia mult înaintea noastră, toate dealurile importante ce țin de la Fata Moartă, Buciaș, Mănăstirea Cașin, cu bune și cu rele, au făcut să fie pentru noi, iată, o zi de libertate și astăzi. Spun această pildă de seară, să spunem așa, și am zis că se numește Cerul Tău. Vă spun că am primit-o de la, și am parafrazat-o eu, de la un profesor universitar, și spune așa, să ne îngrijim de propria bucățică de cer. Se spune că era o vrăbiuță care ori de câte ori auzea tunete, se așeza pe pământ, își ridica firavele piciorușe spre cer și rămânea în tăcere, stând așa, până trecea furtuna. Odată a văzut-o o vulpe, cine altcineva. S-a uitat la ea și a întrebat-o, ce faci? De ce stai așa? Și a răspuns, sprijin cerul, i-a răspuns vrăbiuța, ca să ocrotesc pământul și toate vietățile care trăiesc în el. Îți imaginezi ce se poate întâmpla dacă se prăbușește cerul? Și cum poți tu, cu amărâtele tale piciorușe, să sprijin tot cerul ăsta uriaș? Și răspunde fiecare cu cerul lui, îi răspunde vrăbiuța. Așa și noi. Fiecare cu satul lui, fiecare cu mănăstirea Cașina lui, fiecare cu zilele pe care le avem și fiecare cu veteranul lui. De aceea noi căutăm astăzi să sprijinim așa cum putem acest cer frumos care înconjoară mănăstirea Cașin și noi ne facem mesagerul în al preasfințitului părintului nostru Ioachim, gândindu-ne că iată aici cineva sprijină istoria și nu este numai o zi a comunei legată doar de o anumită distracție care am văzut anul trecut, că este binevenită și pentru zona noastră. Dar ați introdus această parte frumoasă a unui simpozion ce este dedicat comunei și nu este puțin lucru. Și aceasta înseamnă că avem respect, avem recunoștință față de înaintașii noștri și față de personalitățile care sunt aici. Aș puncta și a spune că prin dumneavoastră Mănăstirea Cașin, ca și biserica, și-ar acăpăta drepturile. Și din partea eratului nostru, în al preasfântului Ioachim, a preoților care sunt în comuna noastră, recunoaștem acest lucru și acest merit și vă mulțumim. Noi suntem proprietari pe o proprietate pe care am avut-o și o avem de aproape 400 de ani. Ceea ce este o mare realizare. Și din momentul acesta putem să vorbim despre o refacere a Mănăstirea Cașinului, a numelui adevărat de unde vine această denumire a comunei. Este o realitate pe care noi o simțim. Numai deasupra acestei biserici a fost cerul acestei comune. În jurul ei s-a adunat această comunitate frumoasă de oameni harnici, darnici și cu frică de Dumnezeu. Spun aceasta cu mare responsabilitate, pentru că știu ce suflete au cei care sunt în Mănăstirea Cașin. Domnule suprefect, domnilor suprefecți, aș vrea să veniți într-o zi de 15 august în cimitirul acesta și să vedeți 1.000 de oameni la ora 6 dimineața. Este unic pe planeta Pământ, oamenii aceștia își iubesc atât de mult pe cei adormiți,
Am fost, cunosc acum toată zona aceasta și știu ce înseamnă să te trezești la orele dimineții. Aici nu este oboseală, aici este datorie, parcă sunt niște ostași. Dacă ninge de un metru, eu n-am văzut așa ceva de un când sunt eu și cred că aș vorbi, dacă nu mai pui și Părintele Miloiu, mai pui și pe Părintele Sirviu, pe Părintele Ionuț, l-am văzut aici, ar vorbi foarte mult, poate mai mult decât mine. Este ceva cu totul special. Sunt deasupra acestei biserici, Mănăstirea Cașin, este un cer care a fost sprijinit de niște piciorușe care au fost călugării acestor zone. Ei, prin rugăciunea lor, au adus aici un duh care nu trebuie niciodată schimbat. Și acest lucru îl vedem. Este vorba de credința aceasta frumoasă pe care o avem noi aici. Și noi așa ne-am format în zona aceasta. Și multe aș avea noi de adăugat, dar să revin puțin și la subiectul zilei de astăzi și la acest premiu. Îl văd pe domnul Neculae, multe am învățat de la el. Eu îl cunoșteam pe Nicodim Mândița, dar nu atât de bine ca Neculae. Erau niște rânduieli în biserică de respectat, le-am respectat sau nu, am putut sau nu, dar el m-a ajutat foarte mult. Deci vinea special cu aceste cărți ale marelui duhovnic Nicodim Mândița și ne arăta multe lucruri ce trebuie să respectate în viața de creștin. Câte cunoaște acest om. Dar în familia lui sunt medici, în familia lui sunt doctori de un prestigiu cu totul deosebit recunoscut în Iași. În familia dânsului avem un copil mănăstirean care este născut în Mexic, pe care cu smerenie vă spun că l-am botezat eu și Părintele Dan Miloiu, a fost o sărbătoare. În familia lor sunt silvicultori, ce să mai vorbesc de domnul Mircea. În familia lor este durere și a pierdut un copil pe Gheorghe, știți foarte bine și nu e de mult timp. În familia lor găsește o bucurie pe care rar o poți întâlni. Cultul prescurii, cultul rugăciunii, cărțile pe care le citesc, o să le vedeți că sunt răsfoite și tocite și nu le schimbă cu nicio altă carte, pentru că știu că acolo găsesc liniștea și puterea pe care poți să o iei dintr-o carte de rugăciune. Deci Mănăstirea Cașin este cu adevărat o mare taină, este o mare provocare pentru cel care trăiește aici. Și acest lucru noi îl știm. De aceea nu este zona, din punctul meu de vedere, mai frumoasă pe planeta Pământ ca Mănăstirea Cașin. Deși eu sunt benetic, vă spun lucrul acesta. Deci dacă ar plecat de la Troița aceea totul nu-i decât o trecere spre Înțărcătoare, eu sunt în concediu, vă spun sincer, fascinat de ce poate să ofere ca imagine Mănăstirea Cașin. Deci aș vrea să vă spun că vă apreciez munca. Să știți că copiii câteodată și poate se întâmplă să vă mai supere, doamna primar, să zic așa, dacă este să ne gândim la anumite persoane. Și poate aveți emoția pe care o aveți. Dar să iertați pe toți, să căutați să faceți pace cu toți, să căutați să aveți această deschidere pentru fiecare, pentru că realizările pe care se văd într-un scurt timp fac ca unii să rămână dezorientați. Noi știm că nu este ușor. Orice faci în viață nu este ușor. Dar trebuie să ai puterea aceasta să mergi înainte, cum au făcut-o acești veterani de război și mai ales ostași români. Noi suntem niște smeriți slujitori a unor instituții și căutăm în așa fel încât să respectăm pe fiecare în parte. Vă mulțumim pentru faptul că mi-ați dat cuvântul și voi fi completat, zic eu, în mod fericit, de Părintele Sirviu Negu, care e și profesor de istorie și cunoaște multe din cele ale istoriei și a pregătit un material special la rugămintea dumneavoastră, ca și fiu al comunii, dar mai ales ca și un cunoscător aprofundat al unor subiecte ce țin de personalitățile Mănăstirii Cașului. Vă mulțumesc tuturor și vă îmbrățișez cu toți. Noi vă mulțumim, iubit Părinte, al nostru, al mănăstirilor, chiar dacă ziceți că sunteți, noi v-am adoptat cu mare drag.
Și în urma cuvintelor dumneavoastră frumoase, ca o completare, dragi mănăstireni, și dați-mi voie să citesc puține cuvinte despre Părintele. Sunt foarte puține despre cât de multe lucruri face Părintele Protopop pentru comuna noastră. Acțiunea de recunoaștere a meritelor ale unor personalități legate de comuna Mănăstirea Cașin, care au prin realizările lor deosebite, care au făcut cunoscute numele comunei Mănăstirea Cașin, atât în țară cât și în străinătate, Consiliul Local al comunei Mănăstirea Cașin recunoaște și se înclină în fața Părintelui Protopop Ioan Burgăoanu, iar prin mine, astăzi, să aducem acest titlu de cetățean de onoare al comunei Mănăstirea Cașin. Să spunem ceva din realizările Părintelui? Ne permiteți? Noi am pregătit, într-adevăr, foarte puțin de câte multe lucruri frumoase faceți dumneavoastră. Pe 29 martie 2000, preasfințitul episcop Eftimie Luca, episcop al Episcopiei Romanului, înființează în comuna Mănăstirea Cașin, parohia Buna Vestire, fiind numit preot paroh Ioan Burgăoanu, care cu sprijinul enoriașilor, a credincioșilor din comună, precum și al unor oameni de bine, fii ai satului, și al altor persoane cu suflete iubitoare de biserică, au pornit demararea construirii unui complex parohial, astfel că la data de 11 iunie 2000 are loc sfințirea locului bisericii de către preasfințitul părinte Ioachim Băcăoan. La data de 25 noiembrie 2000 se sfințește capela Paraclis cu hramul Sfântul Arhanghel Ștefan, întâiul mucenic, și Sfântul Mare Mucenic Ecaterina, săvârșindu-se prima liturghie urmând ca în anul 2003 să fie sfințită și pictura Paraclisului. După 15 ani de osteneală, complexul parohial s-a concretizat într-o biserică parohială, un paraclis, o casă praznicală și un așezământ social-filantropic, unde copiii sărmani primesc găzduire, hrană trupească și sufletească.
În luna mai 2015 are loc sfințirea bisericii cu hramul Bunavestire și Sfântul Simeon Noul Teolog. Iar pentru truda sa, Părintele Ioan Bârcăuanu primește din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai înaltă distinție onorifică pentru clerici, Crucea Patriarhală. La 1 martie 2016, Părintele Ioan Bârcăuanu este numit în funcția de protopop al protopopiatului Onești, slujind în continuare ca preot, parou, la Biserica cu Hramul Bunavestire și Sfântul Simeon, Noul Teolog din Comuna Mănăstirea Cașin. Părintele Ioan Bârcăuanu își continuă lucrarea sa misională în Comuna Mănăstirea Cașin și în luna martie 2023 pune piatra de temelie a bisericii cu hramurile Soborul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Dorostoru. În satul Scutaru, omagiu adus eroilor căzuți pe aceste meleaguri în primul război mondial, iar în luna iunie 2023 încep lucrările de zidire la Centrul Social Filantropic Sfântul Simeon Noul Teolog, Mănăstirea Cașin, completarea ansamblului parohial din Parohia Bunavestire, Mănăstirea Cașin 2. Da, într-adevăr, sunt prea puține lucruri spuse despre Părintele nostru și sper că am reușit cumva din activitatea pe care are la Mănăstirea Cașin. E bine știut că dumnealui se ocupă de mult mai multe parohii la nivelul protopopeiatului Onești. Vă mulțumim, Părinte, că sunteți alături de noi și că ați rămas în continuare în mijlocul nostru. Părinte, domnilor, să puteți să spuneți ceva și vreți? Nu. Aveți foarte multe. Partea istorică a... Atunci îl rog pe Părintele Neicu să vină alături de noi și să ne... Și sunt convinsă că ne-a pregătit ceva extraordinar de frumos. Este un iubitor de istorie. În primul rând, bine m-am găsit, Sfântul Primar, Preacuceți Începării de Protopop, Domnule Subprefect, Preacuceți și Părinți, stimate autorități locale și județene, iubiți fie Mănăstirii Cașin, este frumos să te întorci acasă. Eu vin mai rar în ultima perioadă, pentru că așa sunt ascultările, dar vin la două lucruri esențiale, acasă și la mamă. Astăzi am venit acasă și la mamă, așa că, bineînțeles, rigoarea unui simpozion impunea să avem poate materiale mai bine pregătite, le-am pregătit, dar va fi un expozeu liber, pentru că am văzut că toată lumea așa a vorbit astăzi și așa voi încerca și eu. Pregătisem o temă mai amplă, dar ca să-ți parafrazez pe domnul general Genica Apostol, vă mai spune și data viitoare câte ceva. Știu că și anul trecut v-am pus la suflet un cuvânt, pentru că era un moment în care practic se o magia, un secol de la proprietăria Comunei Mănăstirea Cașin și atunci am vorbit, dând cumva timpul înapoi, despre moșiile pe care Biserica Mănăstirii Cașinului le-a avut început cu 1653, de la titlul său Gheorghe Ștefan Voievod, și care a fost mai apoi întărite prin hrisoave, zapise sau istisoace, până spre timpurile moderne. Astăzi am ales să vorbesc despre partea finală, până la mutarea la CGV și cea domnitorului Gheorghe Ștefan, o parte amestecată între mici și istorie, o parte care vorbește despre o personalitate de pe ploaie mănăstirene, așa cum se intitulează și această manifestare dumneavoastră de astăzi. Este vorba despre un timp pe care acest voievod, cumva cu reverberații, nu doar în istoria locală, ci și în istoria națională, l-a petrecut timp de un deceniu de peste 10 ani într-un Occident, ca și astăzi, îndoielnic la nevoile celor mai mici. Intitulasem tema de astăzi, pentru simpozion, un voievod balcanic, oriental, privat într-un stat sau un stat occidental. PPG-a domnitorului, care are un mandat de 5 ani, între iulie 1653 și martie 1658, cel care lasă în urmă această moștenire cu greutate, nu doar spirituală, ci și eclesială și arhitectonică, Biserica Mănăstirii Cașinului, începe imediat după alungarea sa de la domnie, imprudența făcută de a da peste cap calculele din novembrie respectivă, și anume alianțe gândite împotriva Imperiului Otoman, în fac să părăsească domnia. Ne aflăm într-o epocă ciudată, secolul XVII, este un secol foarte, foarte incisiv din punct de vedere al relațiilor externe și interne. Țările române abia reușesc să-și mențină autonomia, instituțiile,
partea socială, dar și partea economică, sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Dacă stați bine să vă gândiți, sunt peste 49 de domnii într-un secol. Sunt domnii scurte de câteva luni, cea mai lungă domnie fiind domnia rivalului de o viață a lui Gheorghe Ștefan Vasile Lupu între 1635 și 1653. Bineînțeles că este și o epocă în care domnitorii români, din păcate, nu o să caute alianțe, ba chiar se războiesc între ei și este cazul celebrul epocă a bătăliilor discutate de Matei Basarab și de Vasile Lupu, chiar dacă la un moment dat un protocol anume, nu religioasă, cum era Evul Mediu spre epoca modernă, privea ctitorirea de două mănăstiri. Vasile Lupu ctitorește o mănăstire în zona Țării Românești, și anume mănăstirea Stelea de la Târgoviște, iar Matei Basarab ctitorește mănăstirea Soveja în Ținutul de Moldovei. Dar nu despre ei este vorba, ci despre Gheorghe Ștefan Voievod, care după 5 ani de domnie pleacă în pridegie, nu pleacă singur, pleacă cu familia sa, construită întreagă, de aproximativ 150 de persoane, pe care se afla soția sa, doamna Safta, rude apropiate, servitor și așa mai departe. În epocă este consemnat că în primul an de pribegie, el se refugiază cumva în Transilvania, căutând sprijin, în special la principiul Rapoții, dar nu obținând acest sprijin, pleacă mai departe spre centrul Europei. Îl găsim în anul 1662, încercând să amaneteze o parte din bunurile cu care plecase. Este vorba despre ceea ce numește cronicarul sculele sale prețioase, și anume argintării, obiecte de aur, ferării sau diamante prețioase, care sunt amanetate la Viena, la un amanet din centrul capitalei de atunci a Imperiului Habsburgic, pe care primește de 6 ori mai puțin decât valoarea acestor obiecte. În loc să primească în jur de 60.000 de galbe, primește doar 10.000 de galbe și cu acești galbe caută să-și întrețină privilegia. 150 de oameni spre 200 erau numeroși, nu aveau nevoie de zi cu zi. Mâncarea și casarea și celelalte erau destul de posesitoare și atunci în epoca. Caută sprijin și la împăratul Leopold I al Vienii, dar neprimindu-l, crede că țarul Alexei I, cel care avea tronul la Moscova, poate să-i ofere un sprijin mai consistent. Se întoarce nu doar dezamăgit de la Moscova, ci se întoarce și negăsindu-și soția, doamna Safta se va întoarce cu Dora, va rămâne aproape singur, iar într-un context de urât, să spunem în ghilimele, va ține Stefania Mihailovna, una dintre domnițele care aveau acces la curtea regală și care se dă pe lângă doamna Safta. În 1664, după ce se întoarce de la Moscova, caută să își răscumpere o parte din obiectele prețioase manitate la Viena și cere sprijinul electorului de Brandenburg. Suntem într-o zonă cosmetizată de principi romano-germani, toată Germania cunoscută astăzi, se împărțită în mii de stădulețe, foarte multe protestante, unde fiecare principi avea o autoritate locală. Puterea crescută a Suediei prin Carol al XI-lea, cu război de 30 de ani, face ca o parte acestor principi electori din zona germanică să fie atașați mai mult de puterea suedeză, o putere protestantă prin excelență în epocă. De aceea, singurul care i-a acordă mână de ajutor este chiar regele Suediei, Carol al XI-lea, care îl găzduiește pentru o perioadă de 3 ani, până se va muta la cele veșnice, la castelul din Stettin sau Szczecin, în limba poloneză, deși era teritoriul suedez, nu se afla în Suedia, ci se afla undeva pe țărmurile Mării Baltice, în nord-vestul Poloniei de astăzi. Un castel de secol XII cu foarte, foarte multe cheltuieli de întreținere care trebuiau plătite lunar și pe care el nu și le mai permitea în ultima perioadă, de aceea roagă de principele de Brandenburg să-i ofere ultimul său diamant, un diamant foarte valoros care, să spunem, avea o valoare de peste 11 carate și jumătate și care la fel a fost cumpărat la un preț derizoriu pentru 4.000 de galbe. Sunt lucruri 4.000 de galbe pe care le-a folosit pentru a se întreține, dar nu doar pentru acest lucru, ci și pentru a se trata, pentru că devenise în cel mai bolnav. În ultima perioadă întreține și relații diplomatice prin scrisori, chiar cu regele Ludovic sau Louis al XIV-lea, regele Soarelui, Laszlo Vechi, cum este cunoscut în istorie, regele Franței, care promite că va interveni la Constantinopol pentru a-l ajuta prin ambasadorul Franței de pe lângă sultan să-și recapete drepturile în țara sa natală. Oricum, pentru el era prea târziu, pentru că la începutul februarie 1668, acest principe balcan, care rătăcea prin Occident, în căutarea de susținere, se va muta la cele veșnice. După el, bineînțeles, au rămas istorii, controverse,
dar a rămas și această capodoperă pe care noi iubim și cum Părintele Protopop a specificat, în special pentru noi cei născuți aici, este ca o mamă în jurul căreia am crescut la spiritual și istoric Biserica Mănăstirii Cașterului. În epoca secolului XVII, această domnie a domnitorului Gheorghe Ștefan se remarcă și prin faptul că, alături de Vasile Lupu sau de domnia lui Vasile Lupu, a avut cam aceeași tangență, cum spunea cronicarul. Citez. Și atât Vasile Lupu cât și Gheorghe Ștefan au avut un simplu scop în viață, neastâmpărul, într-o vreme în care țările erau făcute pentru Domn și nu Domnii pentru țări. Vă mulțumesc! Astăzi avem printre noi și pe o fiica satului, este fiica părintelui Pașcu, Elena Pașcu, în Păvăloaie, care a venit și însoțită de un tânăr de care vă povesteam la începutul acestui simpozion. Este vorba despre Victor Plutașu. V-aș ruga să-i acordați atenție și sunt sigură că veți rămâne la fel de entuziasmată cum am fost eu când l-am ascultat vorbind. Da, mulțumesc și vă urez bună ziua în primul rând. Mă trezesc că sunt destul de copleșit de prezența uriașă care este astăzi aici. Dar este atât de important până la urmă. În primul rând doresc să menționez că sunt încântat și de prezența domnului general Vasile Florea, pe care am auzit, am avut privilegiul de a-l mai auzi odată la Bacu, acum un an de zile, cred, când am fost cu domnul profesor Dr. Bogdan Florin Romandaș într-o expediție de vinimele la Casa Memorială a Nicolae Ceaușescu de la Bacău. Și am participat atunci, țin minte că era tot așa în vară, era pe vremea asta, în iunie 2022, am participat la un eveniment dedicat eroilor noștri, eroilor neamului nostru și mi-a rămas de atunci o frază pe care a repetat-o și în discursul de astăzi domnul general, și anume că starea spirituală primează în fața materiei, spiritul primează în fața materiei, care mi-a rămas în cap și este o frază memorabilă care ține de viața cotidiană pe care trebuie să o aplicăm, să luăm aminte și să aplicăm și în viața noastră. În primul, în al doilea rând, aș vrea să mulțumesc doamnei primar pentru invitație și sunt chiar onorat să vorbesc astăzi la o zi atât de importantă pentru comunitatea mănăstireană și anume personalității istorice de pe plajele mănăstirii Cașin și anume cele care numai că s-au născut aici au și avut legătură cu plajele mănăstirii și cu Moldova în general, pentru că în scurtea mea intervenției de astăzi o să fac așa o trecere în revistă și alte evenimente care s-au petrecut în Moldova și numai în Moldova noastră de acum, care este integrată în statul român, dar și frații noștri din Basarabia, îmi spune noi, pentru că ăsta este termenul corect al denumirii zonei și Republica Moldova ca stat. În primul rând, cum sunt surprins plăcut de intervenția părintelui Neicu, care a subliniat foarte fin și a sintetizat extraordinar de bine viața și domnia voievodului Gheorghe Vodă Ștefan, care este, am putea spune, întemeitorul comunității mănăstirii. De ce? Pentru că în evul mediu mai ales, o comunitate de oameni se făcea în jurul unui locaș, unui locaș de cult. Și avem mănăstirea Cașin, în care sunt două variante, ori 1654-1655, chitoria domnească, da, a voievodului Gheorghe Ștefan, care a fost, într-adevăr, cum a spus și domnul părinte, a fost domn al Moldovei între anii 5 ani, între anii 1653 și 1658. Iar o poveste destul de interesantă. În primul rând, nu știu dacă a menționat părinte că eu am fost până la baie, dar are o poveste interesantă în ce sens? Că este fiul, nu este fiul de domn. Nu s-a născut
nu a fost fiul de Domn, ci a fost fiul lui Dumitrașu Ceaur și a escaladat, am putea spune așa, trept rangurile sociale și mai exact nobiliare. La noi în Estul Europei este mult mai corect boieresc, adică rangul de boierești, pentru că nobilii nu sunt decât în Europa Centrală și Apuseană. A escalat într-adevăr rangul acesta boierești, a ajuns până la urmă pe timpul domniei lui Vasile Lupu, a ajuns logofăt al Moldovei, deci cel mai înaltă dregătorie i-a fost acordată lui de către domnitorul moldovean și în calitate de logofăt totuși a avut câteva legături cu domnul Muntenii, domnul țării românești Matei Basarab, care i-a, cum să spun eu, i-a insuflat așa un spirit de răzvrătire, în sensul care și cu ajutorul cum se spune, principiului transilvanean Gheorghe Racoții al II-lea, s-a revoltat, a organizat o revoltă în Moldova împotriva domniei lui Vasile Lupu. A fost o bătălie în care, mă rog, a reușit să alunge în Polonia pe Vasile Lupu, până la urmă el s-a întors, Gheorghe Ștefan a ținut de tronul Moldovei o singură lună, după aia Vasile Lupu a revenit în Moldova cu forțe proaspete, l-a învins pe Gheorghe Ștefan, care s-a retras în Țara Românească. Vasile Lupu, ca să se răzbune pe Matei Basarab, a intrat și el în Țara Românească după Gheorghe Ștefan, dar a fost înfrânt la bătălia de la Finta din 1653, care a fost bătălia decisivă pentru tronul Moldovei și în felul acesta Gheorghe Ștefan a căpătat pentru 5 ani de atunci și în 1658, tronul Moldovei. În această perioadă a ctitorit, cum vă spuneam, deci este o ctitorie din mijlocul veacului al XVII-lea și asta înseamnă mult pentru comunitatea voastră, pentru că, și așa v-aș putea spune și comunitatea noastră, pentru că mă simt deja legat de acest teritoriu, de aceste plaiuri, și pot să spun că pe lângă încărcătura istorică, pe care tocmai v-am precizat-o, pentru că este un așezământ vechi, medieval, am putea spune, pentru că noi am intrat puțin mai târziu în epoca modernă, din punct de vedere al nivelului de civilizație, din punct de vedere istoric, strict istoric, aș putea spune că mănăstirea ca și nu are numai o încărcătură istorică. Este bogată și din punct de vedere energetic, în sensul în care are o încărcătură spirituală extraordinară. Și vă spun un singur lucru, vă dau un exemplu, o dovadă, de fapt, a acestui fapt pe care vi l-am spus, Bala Miorița. Bala Miorița, după cum precizează cei mai renumiți savanți care au cercetat substraturile Baladei, care la origine au fost și în colinzi, da? Au descoperit că originea, da, locul de baștină al Baladei Miorița, unde s-a constituit, unde s-a scris această baladă, este exact mănăstirea, zona etnografică a mănăstirii Cașin. Adică exact spațiul unde ne aflăm noi aici. Și dacă traversăm așa drumul acesta național, putem vedea de ce. Avem niște peisaje extraordinare. Și aici, într-adevăr, cei trei ciobănași s-au întâlnit și mai departe, cel unguran și cel crâncean s-au pus la mare pe cel moldovan. Mă rog, însemnătatea și simbolismul Baladei este străvechi, în sensul în care ritualul inițiatic care se prezintă, care este reprezintă baza Baladei, este unul străvechi, care corespunde societății arhaice, în sensul în care este din perioada predacică, adică dinainte de daci. De ce? Pentru că este acea dorință, în primul rând, nu este frică de moarte, da? Adică moartea pentru el nu reprezintă un sfârșit, nu reprezintă un punct, reprezintă o virgulă. Iar acea dorință a lui de a fi mormântat exact în stână, în dosul stânii, este specifică comunităților pastorale străvechi, preistorice, chiar și pretacice. Deci asta este un lucru fascinant, că pe parcursul a mii de ani, pe un spațiu conservat atât de bine tradițiile,
ca în secolul al XIX-lea, abia în 1846, Alecul Rousseau să culeagă balci și Vasile Alexandrei, 4 ani mai târziu, în 1850, să o publice în varianta pe care o cunoaștem noi astăzi. Deci, vedem milenii de tradiție mănăstirea, am putea spune. Deci, comuna Mănăstirea Cașin și satul Mănăstirea Cașin și zona etnografică este foarte veche și are o însemnătate și o încărcătură spirituală, o încărcătură energetică extraordinar de bogată. Noi acum putem să facem o trecere așa în istoria Moldovei, principatului Moldovei, care înainte era țara Moldovei, și să spunem că de-a lungul istoriei noi teritoriul Moldovei a fost ciopârțit, așa, a fost alienat. În sensul în care avem în 1775 pierdem Bucovina. Ceea ce se întâmplă în voievodul de atunci, domnul Moldovei de atunci, Grigore al III-lea, Ghica, protestează la sultan, la poarta înaltă, pe această decizie de a înstrăina Bucovina, care a intrat, de fapt, sub o administrație austriacă, dar habsburgică, și pentru că a trăznit să conteste de ea, evident că sultanul a trebuit să nu se suprime și asta s-a întâmplat în Palatul Domnesc de la Iași. După aia, evident, este tragedia pierderii Basarabiei din anul 1812, care, într-adevăr, a șocat nu numai poporul, nu numai populația, ci și opinia publică, clasa politică, cea aristocratică care încă rămăsese. Și, practic, teritoriul moldovean a fost tăiat pe jumătate. Jumătatea estică a trecut sub administrația Imperiului Rus. În aceste condiții avem câteva relatări. Un scriitor basarabean, el e născut la Iași, dar de origini este atât din Basarabia cât și din Transilvania, ce are o dublă origine, o dublă ascendență. Un scriitor basarabean, primul Constantin Stamati, despre care nu se mai vorbește de mult în școli, ceea ce este o eroare, exact subliniază lucrurile cele mai importante privitoare la Basarabia de atunci, pentru că el era contemporan pe evenimentele. Adică el este născut în 1786, la Iași, și, sau la Huși, sunt două variante, și la momentul 1812 el era în partea estică a Moldovei, adică în ceea ce numim noi Basarabia. Și iată că Imperiul Rus anexează Basarabia după un război ruso-turc din 1806-1812 și Constantin Stamati se vede prins în ghearele Imperiului Rus. El după aia obține niște funcții administrative în Basarabia, devine ispravnicul Ismailului. După cum știți, Ismailul se află în Buceală, adică în partea sudică a Basarabiei, pe care am pierdut-o definitiv în 1878 după un congres de la Berlin. Dar ideea e în felul următor, că a devenit ispravnicul Ismailului. Ce înseamnă ispravnic? Este un fel de prefect. Dacă tot avem aici domn prefect, ispravnicul era un prefect. Dar prefectul este denumirea modernă. Pe atunci, în 1812, încă spuneam ispravnic, care este o denumire destul de, da, de neaoșă, autohtonă românească. Și acest Constantin Stamati se dovedește a fi totuși un moldovean adevărat. Eu i-am citit întreaga operă și i-am admirat-o în sensul în care descrie exact episoadele din istoria Moldovei cele mai însemnate, evident, cu o coloratură literară extraordinară, pentru că stilizează fiecare eveniment în așa fel încât să fie plăcut publicului. Și, din păcate, este o mare greșeală, vă repet, că astăzi elevii nu mai citesc Constantin Stamati și nu știu câți din sala auzit Constantin Stamati. Nu este vina dumneavoastră, este vina criticilor literari, de-a lungul timpului l-au criticat și așa mai departe, dar Gheorghe Călinescu
vine și spune că Gheorghe Călinescu, nu Gheorghe Călinescu, Gheorghe Călinescu vine și spune că Constantin Stamati era egalul Eminescu din punct de vedere al stilului și al limbii. Deci asta este, cum să vă spun eu, ceva extraordinar pentru literatura basarabeană. Și aici vreau să subliniez frăția dintre noi, moldovenii de aici și cei de peste Prut, frații și de peste Prut, toate relatările, aproape toate poveștile, relatările, legendele fantastice din istoria medievală a Moldovei, relatate de Stamati, se petrec undeva în sudul Basarabiei, în zona Bugeacului, exact pe care vă precizam înainte, și anume unde sunt trei județe, Cahul, Ismail și Bolgrad. În zona aia Bolgradului, în sudul Basarabiei, se petrec cam toate acțiunile, pentru că Taliba este, are niște peisaje și o zonă pitorească, deci este un izvor de românism, care, din păcate, nu mai aparține nouă de foarte, foarte mult timp. Dar ideea este în felul următor, că, de pildă, întemeierea statului moldovean, da, de către Dragoș, spune că primul descălecat a fost al lui Dragoș, da, Dragoș. Dar noi am putea spune acum că Constantin Stamati este un model de urmat, de patriot, care și-a iubit până la urmă țara, și vreau să mai țin mult că cred că am trecut peste limită. Așa că o să vă spun doar un lucru, așa, un mesaj, să vă transmit ceva de final. În primul rând, testamentul politic al lui Ștefan cel Mare, la finalul vieții, la 1504. Pentru că o să vină în plus și 4 iulie și o să sărbătorim pe Ștefan cel Mare. Mă rog, noi sărbătorim acum moartea, deci este un paradox, dar a rămas în conștiința poporului ca o sărbătoare, da? De fapt, este o comemorare, da? Ștefan cel Mare spunea că, la un moment dat, Dumnezeul părinților noștri va trimite un Mesia, da? Un ales al lui, să salveze Moldova. Consider că fiecare dintre noi trebuie să fie un Mesia care să păstreze în sine, da? În conștiința lui națională, care nu trebuie să moară, trebuie să păstreze tradițiile acestor meleacuri și să considere pe basarabeni frații lui și din sângele lui și să avem un sentiment de, am zis, frăție. Că cum era și în 1948. Dreptate, frăție. Vă mulțumesc frumos! Tocmai ce vă spuneam, da? Putem să-l ascultăm pe domnul, pe Victor Plutașu. Este o plăcere să-l ascultăm și felicitări încă o dată pentru că ai venit astăzi în rândul nostru. Doamna directoare Iordache Felicea, care a venit însoțită de copiii școlii, ne cere scuze, că așa sunt aceste întâlniri. Vorbim și ne place să vorbim și copiilor le cerem scuze că poate s-au plictisit. Stimată audiență, în calitate de cetățean al Comunei Mănăstirea Cașin, simt o bucurie enormă pentru faptul că particip la această sărbătoare, la a doua ediție, și este meritul actualei conduceri că au reușit să implementeze și la noi în comună această sărbătoare, sărbătoarea Comunei Mănăstirea Cașin. Această mândrie și bucurie pe care o am, cred că este împărtășită de toți mănăstirenii, pentru că toți ne mândrim cu asta. În calitate de director al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin, îmi revine o datorie sacră de a vorbi despre o mare personalitate a istoriei noastre, o mare personalitate care ne-a pășit și a pășit pe aceste meleaguri, este vorba despre Regina Maria. Și mi-amintesc că la prima ediție încercam printr-un material să ne justificăm de ce școala noastră se numește Regina Maria. Iar la final ne luam într-un fel un angajament să facem și noi ceva, noi, cadre didactice și copiii acestei școli.
astfel încât să fim o mândrie pentru comuna noastră. Și pentru că este un eveniment care încă nu s-a încheiat, dar este în plină desfășurare, este vorba despre evaluarea națională de anul acesta, în care elevii școlii noastre au obținut un procent foarte bun, adică foarte bun, un procent bun, cel mai mare procent pe care l-au obținut vreodată elevii școlii noastre la promovabilitate. Și cu această ocazie, pentru că mi se pare corect ca în zilele Comunei Mănăstirea, ca și în zilele de sărbătoare, să felicităm persoanele care și-au adus o mică contribuție la creșterea prestigiului comunii noastre. Și anume, felicit în primul rând elevii care au obținut aceste rezultate. Felicit părinții care au fost alături de elevi și alături de școală, pentru că fără părinți nu puteam să obținem aceste rezultate. Și nu în ultimul rând, după cum este și firesc, felicit cadre didactice care au depus suflet și au muncit pentru ca elevii noștri să obțină rezultatele pe care le-au obținut. Și spuneam că, pentru că școala noastră se numește Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin, vreau să prezint un grup de elevi de la școala noastră, coordonați de doamna profesoară Moraru Alisa. Acești elevi s-au pregătit și vor să aducă în fața dumneavoastră câteva cuvinte despre marea personalitate a istoriei noastre, personalitate care, după cum v-am spus, a pășit pe aceste meleaguri. Invit acum în față pe elevii pregătiți de doamna Moraru Alisa. Mi s-a părut firesc să ne folosim elevii pentru a vă aduce în fața dumneavoastră această personalitate. Vorbim adesea, ne amintim de nume mari, nume rămase, fie în istoria locală, fie pentru eternitate în istoria națională. Locurile acestea în care noi trăim sunt o adevărată comoară. În prezentarea noastră de astăzi, ne vom opri, pe scurt, asupra câtorva personalități care au trecut pe aici sau au rămas aici. Ce uităm cel mai adesea e că, dincolo de meritele, de ideile, de puterea de a rezista și de a continua, în ciuda multor dificultăți și care a dat valoare acestor nume cu rezonanță istorică, e că toate faptele acestea, datorită cărora există aceste nume în scrierile istorice, nu ar fi putut fi realizate fără cei mulți. Cu cei mulți vom începe noi prezentarea de astăzi. Dar sunt acolo. Sunt pe crucile ce stau încă de pază în cimitirul eroilor din sat. Pentru noi, niște necunoscuți eroi, legați de evenimentele istorice desfășurate pe aceste meleaguri. Pentru alții, însă, multe lacrimi ale mamelor ce nu și-au mai putut îmbrățișa feciorii, ale soților ce nu au mai avut pe cine aștepta în prag, ale pruncilor ce poate au privit mult timp în depărtare, că poate de pe ulița cel mare ar fi apărut și tata. Și toți pe aici au trecut și au încărcat spațiul acesta mioritic cu atât de multă istorie și recunoștință. Mari personalități precum
mareșalul Nicolae Averescu. Apare deseori în semnările și fotografiile din primul război mondial, referitoare la mănăstirea Cașin. Vorbele de îmbărbătrare adresate celor de pe câmpul de luptă le regăsim și în monografia realizată de către domnul Gheorghe I. Simion. Ofițeri, suboficeri, caporali și soldați, astăzi v-ați purtat cu toții ca niște adevărați bravi. Ați izgonit pe dușman din pozițiunile lui atât de puternic întărite. Ați făcut numeroși prizonieri și ați luat tunuri, arme și muniții. Vă mulțumesc și fiți încredințați că țara este mândră de voi. Tot generalul Nicolae Averescu este unul dintre cei care o însoțeau pe Regina Maria în nopțile de înviere pentru a prinde făclii la mormintele eroilor căzuți la mănăstirea Cașin. Numele acestora rămâne pentru eternitate și în istoria noastră locală. Generalul Eremia Grigorescu, nume simbol al primului război mondial, mândri că acest erou a trecut cândva și pe la noi, mândri că istoria noastră locală are onoarea de a-l avea în paginile sale. Azi își are somnul de veci în sarcofagul central din mausoleul de la Mărășești. Pe placa tombală stă scris: străjerii de la poarta Moldovei, care au pus stabilă poporului vrăjmaș, făcând stâncă împrejurul meu, au scris cu sânge pe crestele de la Slănii, Oitul și Cașin, pe aici nu se trece. Regina Maria, regina războiului de întregire, un nume cu atât de multe greutate istorică, un nume care apare atât de des la mănăstirea Cașin în timpul și după primul război mondial. Fie că e în apropierea frontului ca soră de Cruce Roșie, fie că participă la slujbele de înviere de la biserica noastră, fie că depune lumânări la cimitirul eroilor din sat sau că este primită cu flori de către sătenii. Numele acesteia e o parte importantă și din istoria noastră locală, nu doar națională. Special pentru Regina Maria a fost construită la mănăstirea Cașin, în biserică, o strană regală, prevăzută și cu o candelă de argint. Aceasta încă există. Este expusă la loc de cinste în vechea biserică domnească. În semn de frumoasă amintire pentru mănăstirea Cașin, Regina Maria a decis și a depus o parte din economiile sale pentru construirea la București a unei biserici cu acest nume, Biserica Dăinuie. Și este și astăzi unul dintre cele mai impunătoare monumente din București. Locuitorii comunei noastre au înființat în semn de prețuire un cămin cultural care a purtat denumirea de Așezământul Cultural Regina Maria, care a funcționat până în momentul abolirii monarhiei. La rândul ei, Regina Maria a dotat căminul înființat cu o bibliotecă, un set de cărți referitoare la interesele locuitorilor de aici. Acestea au dispărut după cel de-al doilea război mondial. Iată, doar câteva dintre urmele lăsate pe ale noastre meleaguri, locuri în care a fost primită cu bucurie de fiecare dată. Plecai de dimineață și mă dusem până într-un loc din Onești, unde se clădise primul spital Regina Maria. M-a întâmpinat general Grigorescu. Averescu venise cu mine de la Bacău. De la Onești mă dusei până la capătul satului, unde se afla frumoasa și vechea mănăstirea Cașinului la poalele unui deal. E înconjurată de ziduri ca o cetate și e foarte aproape de front. Toate lucrurile fuseseră împodobite de către țăranii din sat într-un chip ce smergea la inimă. Aceștia mi-aruncau cu flori în cale pe oriunde treceam.
aplaudă și un copil. Sper că n-a fost plictisitor și chiar a fost un moment frumos. Domnul general are o surpriză pentru veteranul nostru, domnul Ionită. În 2-3 minute vreau să vă spun că din partea Asociației Veteranilor de Război, Filiala Județeană Bacău, doresc să-i mulțumesc venerabilului nostru de 98 de ani câteva chestii simbolice. Și am să încep prin mânarea unei decorații, care este cam cea mai înaltă decorație care se acordă veteranilor de război. Și într-o ședință scurtă, acum 3 zile, am hotărât să-i dăm crucea comemorativă a celor de-al doilea război mondial. De asemenea, pentru că astăzi este, pentru că el împlinește 98 de ani, i-am adus aici o diplomă comemorativă pe care o mânăm cu ocazia acestei zile de naștere. I-am dat noi o diplomă aniversară cu câteva cuvinte legate de acest eveniment. Vă rog să primiți această diplomă din partea asociației noastre. Buchet de flori, că așa se practică la zile festive și îi mânăm și un buchet de flori venerabilului nostru cu ocazia avem și o carte aici, nu este scrisă de mine, este scrisă de un înaintaș al meu, unde se găsește o listă cu toți veteranii de război din județul Bacău, care au existat după 1991 și o parte mai există și astăzi. Și ca să aibă cu amintire, îl dăruim familiei dânsului. Naștere, să dea și un pahar de vin și mânăm și o sticlă de vin ca să dea de seară cu familia împreună să se bucure. Felicitări importante pe această venerabilă vârstă. Noi vă mulțumim. Dar facem o corectură, doamna primar a zis că este un problem major, el a fost avansat în mai multe rânduri, acum are gradul de major în retragere și rugăm să aducă regresul la voi. Atât am găsit în libretul dumnealui ideea. Nu este actualizat. Dar are gradul de major și să vină cu libretul să îl actualizăm la centrul militar județean. Da, are livretul și toate acele hârtii care a fost lăsat la vatră, pentru mine a fost emoționat să le văd. Emoționat a fost să ajung în poarta dânsului și să-l văd la venerabila vârstă de 98 de ani aproape, cu coasa în mână. Vă spun, pentru mine a fost un moment extraordinar. M-am oprit și nu știam dacă e dânsul sau nu. Încă o dată vă urez multă, multă sănătate alături de familia dumneavoastră frumoasă. Vorbiți puțin? Nu. Atunci trecem la următorul eveniment al nostru, festivitatea Nunta de Aur. Rugăm o binecuvântare de la fețele noastre bisericești pentru aceste cupluri. Avem 8 cupluri aici, de față, pe care au făcut frumoasa vârstă de 50 de ani de căsnicie. Vă invităm la o scurtă rugăciune, nu durează decât 5 minute. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhacum și pururea și în vecii vecii. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă, la Ta slavă că sunt cu frică și cu cutremur ca și te rog netrebni și cu umilință aducem această mulțumire, bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor Tăi, familiilor ce împlinesc această frumoasă împlinire de 50 de ani de împreună vețuire și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumind, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire învrednicit ale împlinit cererile lor, așa și de acum înainte învrednicește ascuri într-o dreapta credință, în dragostea către Tine și către aproapele și tu toate faptele cele bune și adobândi ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace, sănătate și liniște, că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor lui Dumnezeu ce sunt sărbătoriți astăzi, tuturor mănăstirenilor, dăruiește-le, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate. Apără și păzește pe dânsii și pe toți invitații noștri și toți care vin în mănăstirea Cașe. Pentru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dorim, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuim, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Mulțumim! Doamne ajută! O să vă invit, în ordine alfabetică, să veniți, aveți din partea primăriei și Consiliului Local o diplomă pentru fidelitate matrimonială cu prilejul împlinirii a cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Am să încep. În ordine alfabetică vă spun, ca să nu credeți că mi-am invitat verișoara prima. Familia Bolocan. Familia Burcă Ștefan. Thank you.
Familia Căciulă. Familia Căciulă Valeri. Familia Kerekeș Mihai. Să fiți sănătoși. Familia Dragomir Neculai. Doamna Elena. Familia Moraru Gheorghe. Thank you.
Doamne ajută! Și nu ultimii, familia Vasilache, vă rugăm. Să fiți sănătoși, să facem și o fotografie, părinții colegului nostru. Și noi vă mulțumim. Dragi mănăstire, asta a fost un început al zilelor comune. Aș vrea să veniți și pe lungă și să vedeți ce festivitate frumoasă putem să facem și noi acasă cu, ca o sărbătoare, ca, cu artiști consacrați, artiști care n-aveți ocazia să-i vedeți decât la televizor. Faceți-vă timp. Va fi și puțină umbră, sunt niște porturi, vor fi și niște agenți care vă pot da un mic o bere și cântece care vă pot face ziua mai frumoasă. Încercați să ajungeți.